Suntem, uneori, mă gândesc că nu într-o sală de judecată, ci într-o sală de operație, pe cord deschis. Și nu spun disecție, spun o chirurgie de urgență atunci când operăm cu noțiuni juridice care vin să se așeze ca niște pansamente sau ca niște foarfeci de tăierea a rănii, a plăgii prin care se iasă puroiul și să se facă să se vindece, să se curețe carnea asta de oameni care suntem cu toții, cu păcatele, cu faptele, cu deviațiile noastre, cu rătăcirile noastre. Cam asta simt în această seară atunci când vin să vă spun aproape în mod ciudat bună seara și mai ales dumneavoastră, acelor femei care știu că stați acum în fața televizoarelor, ascunzându-vă după perdele, poate auzind un țipăt din camera cealaltă sau chiar de lângă dumneavoastră, și care ieșiți la lumină cu foarte mult fond de ten, care încearcă să acopere vânătăile pe care vi le-a lăsat, acea jumătate cu care, însoțindu-vă în fața ofițerului stării civile sau în fața preotului, nu are nicio legătură cu legământul sacru spus, până ce moartea ne va despărți. Elisabeta, de ce ești aici? Pentru omor calificat. L-ai omorât? Da. Da? Da. Elisabeta Călderar, doamnelor și domnilor, este o femeie pentru care echipa noastră are admirația de a fi citit de la ea și de a fi aflat de la ea printr-o sinceritate pe care n-am mai întâlnit-o până acum, că felul în care a înțeles să se scape a fost să curme răul. Dar emisiunea nu este pentru ea. Este doar despre ea și pentru noi toți. Pentru că am profitat de ocazia că Elisabeta Călderar este un om care și-a spus din capul locului, sunt țigancă. N-a spus, sunt romă, sunt țigancă, nuanțările astea în contextul acestei stări de emoție aproape că nu mai înseamnă nimic. Am chemat niște oameni care cunosc foarte bine mentalitățile, pe ale romilor în mod particular, dar care mă pot ajuta să decupăm din acest particular învățăminte generale pentru ce reprezintă soarta unui om care trece printr-o asemenea întâmplare, care mai are parte și de marginalizare și care își dorește mai mult decât oricând să iasă la lumină. Bună seara, doamnă Liliana Ene, și vă mulțumesc mult că ați venit de la Tulcea. Seara, mulțumesc. Asociația pe care o conduce se numește foarte frumos MAMA, ca acronim. Ea este, de fapt, Mișcarea Aliată a Mamelor Antirasiste. Vasile Daniel este deputatul romilor în Parlamentul României și bucuria mea și norocul meu este că avem aceeași profesie de bază. Suntem avocați. Am și Agenția Națională pentru Rom prezent aici și domnul președinte Daniel Rădulescu mi-a spus așa, că ține mai mult la meseria și la titulatura sa de doctor în sociologie. Mihai Neacșu este directorul general al Centrului Național de Cultura Romilor. Și în sfârșit l-am lăsat ultimul pe Vasile Ionescu. Avem trei jurați. Ei au ca activitate precumpănitoare școala și atunci când sunt teze, când sunt examene, când sunt parțiale, trebuie să-i înțelegem, dar sunt prezenți la datorie și ne vor ajuta și în această seară cu părerile lor proaspete. Și iată cum încet, încet, într-o societate în care se merge cumva pe vârful picioarelor vorbind despre minoritatea romă, care eu cred, așa am spus mereu și poate mă vor contrazice invitații de astăzi, își caută mereu drumul, iată-o pe Elisabeta cum este mâna mea de ajutor și o salut acolo la penitenciarul Târgușor unde se află, trebuie să ascultați ce anume, pentru că nu se întâmplă așa o femeie, mamă a 5 copii brusc într-o seară, așa i s-a năzărit ei să ia un ciocan și să-și omoare bărbatul după 17 ani. Lucrurile astea nu se întâmplă, cred că nici în filme. Haideți să pipăim o dantelă subțire, care este o împletitură firavă între dragostea pentru copii și tristețea pentru cele ce le-a avut de pătimit.
Am avut o copilărie foarte chinuită. Am crescut fără mamă, fără tată. Am crescut la orfelinat. Timp de 17 ani. Vreau să vă spun că din prima seară de când am fost vândută de către tatăl meu, am luat prima palmă. N-am avut nicio putere să mai merg în continuare sau să mă ajut. Am stat acolo cu el și a trebuit să suport. Pe câți bani te-a vândut tata? Da, atunci a fost pe vorba pe 1500 de mărci. Atâta face viața ta? Nu știu. Dar n-a rămas la 1500 de mărci, a rămas la o jumătate de rachiu. Poftim? N-a rămas că o să dea din partea lui banii, fiindcă bunicul lui se îmbolnăvise. Trăgea să moară și n-avea de unde și a dat o jumătate de rachiu și m-a lăsat lui în grijă. A fost pentru prima dată când l-am văzut. Eu mă întreb ce a făcut comunitatea respectivă când știa că această femeie trăiește drama asta. Eu mă mai întreb ce a făcut familia soțului care știa că fata asta e o femeie amărâtă, o fată amărâtă de la un cămin, care a trăit o dramă în căminul respectiv și care ar fi trebuit să fie, dacă vorbim de normele comunităților cu romi, ar trebui să fie ținută în puf. Da? Ce se întâmplă? Ce sau ce au făcut oamenii ăștia? Au stat spectatori sau au încurajat, să spunem așa, comportamentul ăsta deviant al soțului doar de a-și demonstra bărbăția la nivel comunitar? Pentru că în comunitățile, și în special astea compacte cu romi, bătutul femeii nu mai e o modă sau nu mai e o dovadă a bărbăției. Efectiv, este o dovadă de slăbiciune. Ți-ai bătut nevasta înseamnă că tu ești slab, nu ești în stare să comunici cu ea. Nu s-o pun niciodată că o bate, că o ceartă, că face sau bate copiii sau îi aruncă copiii afară din casă, nu s-o uita dar niciodată. De câte știu eu de 28 de ani sunt aici căsătorită, dar eu așa ceva nu m-am auzit. Mama niciodată nu s-a plâns că ar avea probleme în familie, niciodată nu am avut o sesizare din partea ei că soțul ar martatra, o ar bate, o ar scoate, o ar... Nu știu de problemele, să fi avut vreodată o problemă și să vină să ne spună. Noi am aflat din vorbe, din discuțiile care au fost acasă, că dânsa a bătut-o cu o săptămână înainte, i-a rupt mâna din cauza că l-a prins ea cu altă și l-a ucis. În munca pe care eu am făcut-o pe teren, am constatat că odată cu cât crește femeia în vârstă, cu atâta rolul ei în procesul de luare a deciziei este mult mai mare. Rolul soțului e din ce în ce mai redus. Și spun asta de ce? Pentru că ea este responsabilă de casă, ea este responsabilă de copil, mă refer la comunitățile astea compacte. Ea este responsabilă de menținerea unei, să spunem așa, ambianței. Eu m-aș întoarce un pic la rădăcini și aș spune în felul următor. Întrebarea de bază ar fi legată de ce înseamnă norme morale la nivel de comunitate. Este adevărat. E sânge de țigan. Am avut sânge de țigan și am învățat foarte repede limba. Cu portul mi-a fost mai greu, că nu puteam să mă deobișnuiesc din portul care l-aveam când eram copil și în portul care urma să îl am. Pur și simplu am urmat regulamentele. În ce secol trăim noi acum? La ei, în tribul lor, se respectă regulile și tradițiile, sunt aceleași, credeți-mă. Nu că eu ce am făcut, că am ajuns la pușcărie din cauza fetelor mele, că au fost măritate de la vârstele 9 și 11 ani. Din contră, pe capete. Asta e tradiția. Deci sunt fete care își pierd copilăria în continuare. Da, asta m-a determinat cel mai mult, că le-au fost copilăria furată, n-au avut parte. Se poate schimba ceva în neamul ăsta și în mentalitatea asta? Nu, niciodată, credeți-mă. La vârsta de 11 ani, să zicem, cum ar veni, tata m-a măritat, dar fără acte, fără nimic, doar așa. Și-au făcut ei acolo plinul, eu
Adică mie chiar îmi părea rău că am plecat de acasă și mama i-a părut rău. A început să plângă mama, dar n-a avut ce să facă. Trebuia să fie de acord cu el. Pentru că dacă nu era de acord cu el, el începea să o bată și să facă tot felul de scandaluri tot timpul. A fost foarte greu acolo, până m-am obișnuit cu locul, cu toți de acolo. Acolo făceam multe, am învățat multe, am învățat să fac mâncare, am învățat de mică, așa, să spăl, da. Am învățat tot ce înseamnă pentru o femeie. Am fugit într-o zi și au încercat să dea în mine, dar n-au reușit. Pentru că le-am spus stop și am fugit de acolo. După aia m-am dus înapoi pentru că m-a obligat tata să mă duc înapoi acolo. Ei și-au dat seama că au greșit. Bine, tot timpul îmi greșeau ei de acolo, cei cu care stăteam eu. A fost greu acolo. Te-ai măritat? A fost o nuntă? Da, a fost o nuntă, așa. Când? La ce vârstă? La vârsta de 11. Atunci, când 11 au ani, da. Ce înseamnă că și-au făcut plinul? Cât a costat viața ta? Copilăria ta cât a costat? Să zic că 2 lăți de beri și mâncare. Cred că este foarte greu să ajutăm acești oameni să se integreze complet în societatea românească. Bine, fără să renunțe în totalitate la valorile lor, pentru că oamenii de acest gen nu sunt foarte dispuși să accepte schimbarea și să renunțe la tradițiile lor. Cât preț punem pe viața unui om? 2 lăți de bere și mâncare? Jumătate de sticlă de rachiu? E bine, răspunsurile pe care le-am primit în seara asta, la întrebarea asta, au fost cu adevărat dezamăgitoare și cred că ar trebui să se facă un efort activ pentru acești oameni să se interzică lucruri de genul respectiv, să se interzică vinderea unor copii pe 2 lăți de bere. În casa aceea toată lumea primea bătaie? Da. Ești cu școala puțin în urmă față de vârsta ta. Ai fost măritată. Da. La ce vârstă? 11 ani. Vrei să uiți episodul ăsta? Da. Îmi pare rău, am să tratez aceste căsătorii aranjate și împinse, înaintate, în stadiu infantil, ca pe o problemă care, într-o măsură mai mare sau mai mică, ține și de etnia aceasta și care trebuie tratată. S-a încercat să ne îndepărtăm de discuția asta în sala de judecată. Eu am să revin la asta pentru că m-a oripilat absolut total. Pentru primul moment de când particip în emisiunea asta, mi s-a întâmplat să-mi plângă sufletul când am auzit toate lucrurile astea. Cum, domne, să-ți vinzi fata pe o jumătate de rachiu? Adică, sincer, cum a spus și Flori, viața umană n-are preț? Iată-l, este atât de mic. Îmi amintesc ziua în care l-am adus de la bar. A venit și a lăsat bicicleta rezemată de perete și a început să bată în ușă, să strige la copii să-i deschidă ușa. Și mi-amintesc că atunci, când pe fiecare a luat din pat și a trântit cu ele de pământ, mi-era foarte frică și teamă de el. Eu, în timp ce le căutam să văd dacă sunt în regulă, din somn, pur și simplu din somn, luate și trântite de pământ. Și pe partea asta, la altă, cu picioarele în mine, dădea. Că o să ne facem 3 curbe și că o să-l părăsim și o să ne facem de cap și o să-l lăsăm boschetar în casă singur. Asta ne-a spus el atunci. Dacă n-am avut niciun ajutor și pe nimeni, a trebuit să stau să îndur. Pur și simplu am crescut cu chinurile astea. Vorba lui era, copiii când mine se mai fac, dar eu ca ei niciodată nu mă mai fac. Cu asta avea să-mi închidă gura. De multe ori
își făcea rost de bani sau muncea și se ducea și își cumpăra doar pentru el. Era persoana care se îngrijea doar pe el. Merele, de exemplu, dacă le mânca, cojile se îngrămădeau copiii să le prindă ca găinile. El mânca mărul, copiii mâncau cojile. Deci, pur și simplu, toate resturile. Vreau să vă spun că în perioada aia eram un om terminat. Nu mai vedeam de mine, de copii, de casă, de animale, absolut nimic. Am zis că ăla o să-mi fie. Da, aveam de gând eu ca să-mi iau viața. Plângeam foarte mult, nu mâncam, nu dormeam, nu mă mai spălam, eram vai de capul meu. Nu m-am păsat de nimica. Pe atunci fetițele mele erau măritate și ele săracile la casele lor. Și că erau și ele femei și de fapt erau copii. Femeia asta vine dintr-un ghetou, din underground, dintr-o marginalitate. Nu cred că suntem în fața unui caz etnic, dar suntem în fața unui caz care înseamnă că o mare parte din populația din România trăiește sub limita de sărăciei, în situații de disperare, pentru că femeia asta a avut de ales între a se sinucide sau, zic eu, a se simți responsabilă, spunând că trebuie să rămână în viață ca să cresc copiii. Problema principală a cazului despre care vorbim astăzi, și anume violența domestică. Asta este cauza principală din cauza căreia s-a ajuns la situația despre care vorbim astăzi. Totuși vreau să o întreb în special pe doamna Ene. Cum reacționezi ca femeie sau bărbat dacă ești abuzat de partenerul tău? Ce poți să faci să scapi din situația respectivă? Pentru că mi se pare o situație din care nu prea ai scăpare, sincer. Ce putem face să rezolvăm cazurile de genul ăsta ca femeie sau ca bărbat care trece prin acest lucru? Vedeți, Comisia Europeană n-a declarat întâmplător anul 2017 ca an de luptă împotriva violenței domestice, pentru că este un fenomen care ia amploare, inclusiv în România. Și atunci, gravitatea este că România, nu numai că nu există o campanie la nivel național de conștientizare, dar bugetul, statul român n-a găsit bani de finanțare ca să creeze structuri de informare, ca să creeze structuri în care eu, se presupune că sunt o mamă, ca în situația doamnei Elisabeta, ce să fac? Unde să mă dau cu capul? Cine mă poate ajuta? Cine mă poate informa? De unde obțin astfel de informații? Și atunci situația este extrem de gravă. Pentru că nu numai că nu există centre de în care victimele, să presupunem, din astfel de situații se pot duce, dar nu există informare nu doar la nivel național, dar chiar și omul care, să zicem, care parte are posibilitatea de a se informa, rămâi descoperit. Pentru că statul nu se gândește la astfel de măsuri. Interim. Și atunci am considerat că este pornind de la întrebarea, de la ce spunea domnul Ionescu, ce pot face eu ca să mă responsabilizez, nu doar față de viitorul meu, dar și de față de viitorul copilului meu, am considerat și ca etnică romă că este nevoie să mă responsabilizez. Și atunci am gândit că este nevoie de mișcarea mamelor. De ce? Pentru că tocmai ele sunt nucleul cel mai vulnerabil al acestei etnii. O mișcare care, iată, vrea să scoată și cu sprijinul autorităților o campanie pe care am numit-o noi SOS Mama și Copilul Rom. Sigur că această campanie nu se poate realiza dacă nu avem sprijinul autorităților, dacă nu avem sprijinul instituțiilor și dacă nu avem sprijinul taților, dacă nu avem sprijinul soților. Pentru că mamele rome, vedeți, nu vor găsi niciodată curajul să-și depășească complexele, să-și exprime suferințele pe care, iată, că le duc în tăcere. N-au toate sinceritatea și puterea de a se confesa, cum a găsit-o doamna Elisabeta, chiar dacă vorbește despre o tragedie personală extrem de gravă. Thank you.
n-am mai putut să mai îndur, domnișoară, credeți-mă. Cum l-a omorât? Secvențele alea care mi le apărau pe moment, tot mi s-a adunat. 17 ani? 17 ani de zile. Pur și simplu veneau una după alta. Cum l-a omorât? Cu un ciocan. Toată noaptea m-am gândit cum și cum. Așa. O liniște, toată lumea dormea. Un singur lucru mai trebuia să mai fac. În patul unde era el se afla un copil. M-am dus încet, l-am tras de acolo și l-am pus în patul cu ceilalți. M-am asigurat, m-am pus lângă bebeluș, l-am mai alăptat. I-am încălzit și lapte să aibă, am făcut și focul în casă și de acolo, credeți-mă, brusc m-am sculat de la sobă, m-am dus sub pat unde pusesem ciocanul și m-am dus către el cât dormea cu fața la perete și i-am dat un ciocan. Nu știu dacă i-am dat-o ca să, pur și simplu, tot ce m-a determinat și toate secvențele alea care le vedeam, m-a trimis acolo. A ripostat din pat jos, între pat și masă. N-am zis că acolo a fost sfârșitul. În secunda următoare m-am dus ca să pun mâna pe clanță să mă duc după ajutoare. Noroc de Dumnezeu că mi-am întors capul și l-am văzut pe el când se ridica să se tăvălea ca să pună mâna pe ciocan și să mă lovească el pe mine. N-a fost așa, a fost o putere, nu știu de unde să vă spun că a fost. Și m-am dus către el fugând. L-am călcat pe mână, i-a smuls ciocanul din mână și atunci i-am dat în neștire până în 10 lovituri. Și atunci m-am asigurat că s-a terminat tot. M-am simțit foarte ușurată. În momentul ăla s-a sculat, s-a trezit băiatul din pat și m-a întrebat, mamă, ce-a fost gomotul ăsta? Eu cum să mai reacționez? În picioare cu ciocanul în mână și lângă el acolo. Și mă uit așa la el și la el și la copil și sare din pat, se duce la pantalonii lui taică-so și ia telefonul din pantalon și butonează pe el. Era moartea lui, îi plăcea foarte mult să butoneze, să se joace la telefon. A văzut că eu am rămas tot acolo, mă întreabă, iar a venit băut, de ce nu-l punem și noi în pat? Nici atunci n-am scos nicio vorbă. Când a văzut că s-a făcut baltă în jurul capului, credeți-mă, și-a dat seama că a fost omorât. Cum credeți că a reacționat? A sărit din pat cu telefon cu tot. A venit, m-a îmbrățișat, a pus capul pe pieptul meu și îmi spune, mamă, ce bine că nu mai are cine să ne bată. Credeți-mă, m-am simțit atunci că m-a iertat și Dumnezeu și oamenii legii și tot. Am zis că pot să-mi fac liniștită. Din sentința judecătorească citesc. În fapt, la data de 28 aprilie 2013, ora 6:49, martora Frunză Maria a sesizat prin serviciul 112 organele de poliție, spunându-le că numita Căldărar Elisabeta, vecina sa, i-a relatat că l-a lovit pe concubinul său Căldărar Danciu cu ciocanul în cap. Din cauza violențelor domestice aproape zilnice, atât asupra inculpatei Căldărar Elisabeta, cât și asupra celor trei copii mai mari, coroborat cu faptul că victima își măritase cele două fete mai mari de la vârsta de 9 și 10 ani, împotriva voinței acesteia, Căldărar Elisabeta s-a gândit să ia viața concubinului său sau să se omoare pe ea. Imediat după comiterea faptei, inculpata s-a deplasat la vecini pentru a-i ruga să sune la 112, spunându-le tuturor că l-a omorât pe Căldărar Danciu cu ciocanul. Deși la sosirea ambulanței Căldărar Danciu era încă în viață, pe drumul către spital, echipajul a constatat decesul acestuia. Fiind audiată, încă de la început, Căldărar Elisabeta și-a recunoscut fapta și a motivat-o prin aceea că nu a mai suportat să fie bătută de către victimă și nici să vadă cum Căldărar Danciu îi bătea pe copii cu bestialitate.
Doamnelor, domnilor, vă rog să îmi dați crezare, pentru că știți că în fața dumneavoastră nu pot să rostesc într-o sală de judecată decât adevărul. De foarte mulți ani, de 25 de ani, merg în închisori și stau de vorbă cu deținuții. S-a creat o legendă în care oamenii, pentru că aproape că nu-și suportă vinovăția cu care au comis fapta sau din dorința de a mai schimba și de a mai îndulci tonul, mai găsesc mici amănunte pe care le răsucesc cumva în povestea lor, astfel încât să nu fie chiar cum s-a întâmplat și încercând să-și găsească cumva circumstanțe. Este prima dată în cariera mea profesională când o femeie, această Elisabeta Căldărar, îmi spune întocmai cum s-a comis fapta, iar spusele ei sunt dovedite de sentința judecătorească și de mărturiile celor care o cunosc și cu care am stat de vorbă. Domnule avocat, ați citit sentința? Da, sigur. În primul, dați-mi voie să spun că este o poveste de viață, o dramă deosebită, presărate cu anumite aspecte de natură etnică. Pentru că trebuie să fac această precizare, dat fiind faptul că atât din conținutul sentinței de judecată, cât și din relatările doamnei Căldărar, se fac referiri cu privire la circumstanțierea faptei de omor calificat, pentru că aceasta este încadrarea corectă a faptei, săvârșită de doamna Căldăraru. Sentința o condamnă pe doamna Căldărar la 7 ani de închisoare cu executare, însă trebuie să spunem foarte clar că pentru infracțiunea pentru care a fost trimisă în judecată, și anume omor calificat, codul penal prevede o pedeapsă cuprinsă între 15 și 25 de ani. Sinceritatea doamnei în mărturie, coroborarea declarațiilor cu probele administrate în cauză, îi permite să beneficieze de această pedeapsă, care, sincer vă spun, este o pedeapsă nemai întâlnită. Mi-aduc aminte seara când s-a întâmplat. Ei doi se certau și la un moment dat tata a luat mătura și a dat lui Dani. L-a bătut și pe el în seara aia. Și eu mă uitam pe geam cum se certau ei. Și nu. La un moment dat am intrat în casă și de dimineață m-a chemat un vecin și mi-a zis că hai repede că mama ta l-a omorât pe tatăl tău. Nu mi-a venit să o cred, am crezut că e doar așa, spune la mișto sau își bate joc de mine. Și am zis că hai să mă duc și m-am dus și el era acolo jos, pe jos. Curgea sânge din cap, din gură. Și se chinuia să trăiască. Am rămas cu ochii fixate doar pe el acolo, până au venit criminaliștii, ambulanța, poliția. Apoi a trebuit să ies. A fost un coșmar când ce-am văzut acolo. Cred că Maria, de foarte multe ori, de câte ori o vedeam, simțeam că este teamă, că este frică, că are ceva pe suflet și nu vrea să spună. Chiar am și întrebat-o odată la o anchetă socială efectuată la domiciliu unde era ea noră, dar niciodată nu mi-a spus dacă că este supărată sau că ar avea ceva, dar am simțit-o că este supărată. Carolina de aici a plecat. Carolina a plecat, da, de aici și ea era foarte, adică cred că nu-și dădea totuși seama că cu câteva zile, cred că înainte, o săptămână, cred că au și căsătorit-o. Da. Nu vorbeau, fetele nu au vorbit prea mult în mașină cu noi până la Codlea, dar în momentul când au fost, chiar mi-aduc aminte clipa aceea când au fost predate în centru de la Codlea, au intrat în contact cu alte fete și chiar am rămas uimită până s-au făcut procedurile de predare în centru, că fetele deja își găsiseră alte fete, prietene, pot să spun, poate că pentru ele, aveau un zâmbet aparte pe fața lor, se vedeau că totuși au scăpat de undeva și erau fericite. Când s-a întâmplat ce s-a întâmplat la voi acasă, tu erai măritată, ca să zic așa? Eram la casa lor. Și fix când s-au dus ei acolo, au venit și mi-au spus: păi, l-o mă rog, maică-ta pe taică-tu. Așa.
ceva gen. Și eu atunci am început să plâng, nu știam ce se întâmplă cu mine. Aveam o ură foarte mare pe mama. Chiar dacă nu l-am iubit pe tata, aveam o ură foarte mare pentru ea. Și la un moment dat, când a plecat salvarea cu tata de acolo, eu atunci am plecat și eu sus, acolo, să văd. Și ea era, mama era acolo. Și mă uitam foarte intens la ea, așa, cu ură, mă uitam. Și a început să plângă și nu mai zicea nimic. Ți-a fost milă de ea atunci? Nu. Acum ți-e milă de ea? Da, mi-e milă. Pentru că știu că a trecut și ea prin multe. Dar mi-e milă mai de noi decât de ea. Adică am fost ca într-un film de groază. S-au întâmplat multe, multe. Copii cu mare nevoie de afecțiune, nici ei nu erau deschiși să-și relateze povestea. Dar încet, încet ne-am apropiat. Ce reprezintă pentru niște copii foarte cruzi o dramă de familie care constă în alcool, violență, crimă, aproape depersonalizare și foarte multă derută? Traumă. Traumă emoțională, fizică. Eu cred că încet, încet au reușit să depășească un pic momentul respectiv. Adică sunt momente când încerc să mai să ajung la sufletul lor și la acel eveniment, dar nu mai doresc. Nu mai doresc să abordeze subiectul ăsta și eu cred că le este bine acum. Așteaptă liberarea mamei. Cred că au așa un fel de plan de viitor, într-un fel. Această femeie, în scurtă vreme, urmează să iasă din închisoare. Din fericire, ispășirea pedepsei ei, nu numai că a avut parte de o circumstanță atenuantă, dar iată, în scurtă vreme, Elisabeta vrea să se reîntâlnească cu copiii. Să-i auzim pe cei doi băieți care își așteaptă mama să se întoarcă acasă. Cât de dor vă e de mama? Tare, foarte tare. De când n-ați mai văzut-o? De anul ăsta. Am văzut-o anul ăsta. Ați fost la ea? Da. Tu, Ionut? Am fost toți patru. Și? Cum e întâlnirea cu mama? E bine. Ce plângem? Vă spune? Plângeți? Da. Ne întreabă dacă suntem bine, dacă ne place. Ionut, ce spune mama în scrisorile ei? Să fiu cu minte. Că ne iubește. Cum e mama? Este bună la suflet, ne ajută, ne susține, ne zicem să învățăm. Și vrea să facă multe lucruri ca să fim împreună. Ce vreți și voi asta? Da. Ce vă doriți de la viață? Cum vedeți viața mai departe? Ca să avem o locuință, să continuăm să învățăm și să fim împreună cu toții. Eu le-am promis la copiii ăștia că într-o zi o să le fie bine. Și eram foarte sigură pe mine ceea ce spusesem. După toate aceste lucruri îndurate, bătaia era ruptă din rai, nu știu. Credeți-mă, tot ce prindea în cale, nu ținea cont. Cred că avea, de multe ori se lăuda în, avea el un pistolaș, o sabie și o baionetă. Și de multe ori mă întreba, cu care o să-ți alegi? Păi cum mă poți întreba pe mine că cu care să-mi aleg?
cu ce vreau eu să fiu omorâtă? Cu care cred că armă o să fie cel mai ușor? De multe ori mă amenința și mă speria, mă strângea de gât și vedea și copilul chestia asta. Ceea ce pe mine mă interesează, plecând de la această femeie și de la copiii ei, este să aflu dacă Elisabeta Căldărar, în societatea românească în care trăim cu toții, are șanse la o viață mai bună, dacă poate să o ia de la capăt, dacă premizele din societate îi permit ca ea să se întoarcă la copiii ei. Mi s-a spus că sunt două condiții. Doamnă, domnilor, trebuie să aibă un loc de muncă și trebuie să aibă o locuință. Ce șansă putem să-i dăm acestei femei să-și îmbrățișeze copiii? Lucrurile, doamnă, sunt foarte departe. Nu are nicio șansă, doamne. Nu doamna Elisabeta Căldăraru. Nici o persoană eliberată din penitenciar în următorii ani nu are nicio șansă să se integreze în societate, pentru că nu există politici publice. Există niște programe finanțate din fondurile europene care va să vină, care vizează integrarea acestei categorii de persoane și în rest statul român nu are niciun fel de politică. Dacă discutăm de o persoană de etnie romă eliberată din penitenciar, în mod paradoxal, cu toate că nu există resurse financiare în comunitatea de romi, nu există programe care să vină în sprijinul acestor persoane, să știți că ei vor reuși mai degrabă să se integreze în societate pentru că are sprijinul comunității acea persoană. Pe când un cetățean român este respins și de familie, este respins și de societate. Deci nu are nicio șansă, Elisabeta Căldărar. Nu, pentru că nu există o politică publică. Statul român nu dezvoltă un asemenea program, repet, și cu asta închei, sunt programe cu finanțare din fondurile europene. Va să vină. Vă rog. Doamna se va întoarce înapoi în aceeași comunitate. Întrebarea să pune în felul următor. Pentru că până a avea o șansă, să spunem, la un loc de muncă, de a fi activ în societate, ea trebuie să fie activă în comunitate, în primul și în primul rând. Și întrebarea și temerea mea cea mai mare este legată de felul în care ea se va dezvolta emoțional, să spunem, în perioada următoare, având în vedere faptul că ea cu siguranță este stigmatizată în comunitatea aia. Sunt o grămadă de prejudecăți vis-a-vis de comportamentul unei femei care poate să-și ucidă soțul și să se întoarcă înapoi în aceeași comunitate, care e o comunitate mică, bănuiesc că nu e o comunitate enormă de cu zeci de mii de persoane. Și aici eu cred că ar trebui să punem un pic presiune pe ceea ce înseamnă ce poate să facă comunitatea pentru ea ca să o ajute să se reintegreze în comunitate mai ușor. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, am avut grimoasa respectivă pentru că aici nu mai e vorba de bani europeni, banii, guvernului și așa mai departe. Aici e vorba de felul în care este implicată autoritatea locală. Iar doamna respectivă va avea șanse în comunitatea și sunt convins de treaba asta în contextul în care comunitatea îi va da o șansă. Dacă nu îi dă comunitatea nicio șansă, cu siguranță va claca emoțional și nu va mai avea niciun fel de sustenabilitate. Asta e casa unde au stat ei, asta da, unde stă doamne, da? Da, da, aici. Aici, deci, au distrus tot. Asta era căsuța lor. Deci aici au fost decedat băiatul în camera asta. Au fost lovit, au fost omorât, cum să zici. Omorât? Da. Aici, deci, nu era așa în halul ăsta, deci ei aveau o curățenie, aveau o posibilitate copiii unde să tragă și cu tata roșu. Fata asta este acum din pușcărie, știi? Da, știu. Și ce știu, că mi-au spus copiii. Eu am o părere ca să vină să se întoarcă în casa copiilor. Noi suntem cu toată plăcerea să vină acasă să stea copiii în casa părintească. E o casă distrusă. Păi de-a stă calul aici, uite, e baleg aici. Da, eu nu astăzi am adus calul aici. Nu contează, dar da, ideea este că nu, un da, om nu poate să stea. Nu poate, normal, nu poate. Este tot stricat, atâta ce le mai ține coperișul și cărămidea încolo. Nu există, din păcate, programe targetate, țintite pentru mamele care suferă de violența domestică. Repet, inclusiv pentru mamele rome. Avem nevoie în mediul rural de un program adresat părinților. Așadar, vorbim de efecte și le contabilizăm. Peste 2 ani de zile, așa cum spunea deputatul Daniel Vasile, s-ar putea să vorbim de un nou caz Elisabeta, care după ce s-a eliberat din penitenciar, nu a găsit resursele necesare instituționale, în primul rând,
și comunitare, mă refer la societatea civilă pe ansamblu, să se reintegreze. Nu-mi spuneți asta. Vă rog să nu-mi spuneți asta. Bineînțeles că... Mi-e greu să-i spun ei care va privi și care își dorește atât de mult să se adune împreună cu copiii. Ne-ați provocat să spunem adevărul. Sigur că da, dar mă doare. Elisabeta Căldărar are vreo șansă? Nu are, doamnă. Nu are. Nu are. Dacă vorbim de intervenția statului și autorității publice, mai are o șansă, așa cum a spus și domnul președinte de la agenție, dacă va fi integrată în comunitate și acceptată. Câtă vreme țiganul este om de departe, nici țiganul nu-i ca omul, nici rechita nu-i ca pomul, va rămâne femeia asta. Poate o să aibă șansa să-i se dea ajutor social, dar câtă vreme se face confuzia între comunitate etnică și comunitate locală, unde toți sunt cetățeni. Ori ghetoul nu face parte din cetățenie, adică e clar, pentru că nu are nicio legătură minciuna marxistă din anii 90, prin care ne s-a spus, gata, suntem egali, cu această excludere radicală a romilor. Pentru ca mama să-și ia copiii în familie, trebuie să aibă un loc de muncă, să aibă o locuință, deci să le poată oferi un minim necesar. În mod procedural, cum se întâmplă? Dacă mama s-a eliberat, deci cine este autoritatea care le dă permisiunea și consideră că sunt îndeplinite toate condițiile pentru ca ei să poată să se reîntoarcă în familie? Copiii o să fie pregătiți în acest sens. Copiii o să-și expună și ei dorința de a merge în familie cu mama. Deci toate acestea se vor pune pe hârtie, se vor trimite la Direcția de Protecție a Copilului Brașov. Managerul de caz va face un raport în acest sens, împreună cu echipa pluridisciplinară din centrul nostru, și dosarul respectiv se va depune la oficiul juridic, la serviciul juridic din cadrul Direcției de Protecție a Copilului, care dosar se va înainta Tribunalului pentru Minori și Familie Brașov. La tribunal o să fie citată atât mama cât și copiii peste 10 ani, și o să fie audiați copiii, o să fie audiată mama. Ca și... în caz de încredințare, ca și în cazul încredințărilor. Exact, exact. Cum vezi ziua de mâine? Păi o nouă viață, din nou împreună. Vreau să-mi continui școala, să-mi găsesc un loc de muncă și să am o familie frumoasă și fericită, fără certuri, fără alcool, fără bătăi, fără nimic. Ce să-i spun mamei? Spune-i tu, de fapt. Că apreciez un lucru la ea. Și-a dorit binele pentru noi. Și îi mulțumesc pentru asta. Și că o iubesc, așa cum e ea. O iubesc. Dar... vreau să fiu eu pe cont propriu, să devin ceva și să fiu tot mai sus. Moral, cred că singurul lucru pe care îl putem face acum, fiecare, e să mergem la mamele noastre, să le dăm o îmbrățișare, pentru că ele ne pun lumea la picioare. Pentru ele merităm să facem lucruri bune în viață. Mulțumim mamelor, mulțumesc mamei mele și te iubesc. Este tulburător să te pui în situația de a alege în a apăra viața copiilor tăi, viața ta și a comite o crimă, pentru că discutăm despre o crimă, ce faci după și cum reiei legăturile cu copiii, ce șanse ai să te reintegrezi în societate, sunt... nu minimale, sunt nule. Două puncte de vedere. Odată pentru că ai cazier și odată pentru că ești și etnic rom. Ești dublu discriminat. Vreau să te rog să le spui acelor fete, femei și mame care multe sunt tentate să îndure și unele chiar o fac, să învețe ceva de la tine. Spune-le. Da, eu le doresc femeilor să nu mai lase nici măcar o clipă din viața lor, să li se întâmple nici măcar o mică vorbă ne la loc cu ei. Atunci să se controleze și să nu facă să se întâmple și a doua oară. Că dacă îi dai șansa de a se întâmpla și a doua oară, el crește în putere.
Vă rog frumos, salvați-vă, nu lăsați, că e păcat de viața voastră. Mă îndrept către locul acesta central din sala de judecată, unde astăzi am făcut și chirurgie, dacă vreți și disecție chiar. În orice caz, am făcut politică, am făcut morală, am făcut politici publice și totuși n-am făcut un lucru. Am să-l fac eu acum. Dragă Elisabeta Căldărar, ca femeie și ca ziarist m-a emoționat în mod cu totul și cu totul deosebit pentru că ai fost cinstită. Pentru că nu te-ai ascuns în spatele niciunei povești. Pentru că adevărul tău l-ai strigat în șoaptă, chiar dacă pentru tine asta înseamnă condamnarea la lipsa de înțelegere a copiilor tăi pentru început și mai mult decât orice, la calitatea de criminal și la închisoare. Nu se poate face nimic pentru tine, s-a spus în această seară. Sau mă rog, e greu să se facă. Dar îți promit că emisiunea Recurs la Morală nu se oprește aici, în cazul tău. Am să încerc ceea ce am încercat, de fapt, acolo la Rupea, să stau de vorbă cu oameni care îi cunosc foarte bine pe copiii tăi. Copiii tăi sunt bine, copiii tăi, chiar dacă nu te-au iertat o vreme, acum te doresc și vor să meargă mai departe cu școala. Mie mi se pare că, dincolo de orice, tu și cazul tău, sunteți un semnal de alarmă pentru ceea ce spuneam la începutul emisiunii. Acele ferestre închise în spatele cărora mame românce, femei onorabile, poate multe într-o poziție socială de neimaginat, rabdă, tolerează, îndură violența în familie, punându-și în față copiii ca pretext. Nu mai faceți asta. Elisabeta Căldărar, în această seară, ne dă o lecție de morală, pentru care îi mulțumesc. Doamna Dina Gal, sunteți pariul meu și al emisiunii Recurs la Morală cu șansa pe care trebuie să o acordăm unei femei și copiilor ei. Dragă Elisabeta, asociația noastră, asociația Ești pentru Tine, împreună cu emisiunea Recurs la Morală, își dorește din suflet să te ajute. Am aflat povestea ta, care într-adevăr este una impresionantă, cel puțin pe mine m-a mișcat, și ne dorim foarte mult să putem să facem ceva pentru a reteni întreaga în societate alături de copiii tăi. Este foarte important să știu dacă îți dorești acest lucru, dacă ești pregătită să faci acest pas, pentru că ceea ce noi vom încerca să-ți oferim este un loc de muncă, dar și o locuință pentru a-ți putea crește copiii. Noi ceea ce îți vom oferi, de fapt, este o șansă la o altă viață. Dar nu ajunge doar ajutorul nostru și dorința noastră de a te ajuta. Contează foarte mult ca tu să fii pregătită și să faci toate eforturile pentru ca ulterior să poți să-ți crești copiii și să ai o viață așa cum orice om ar trebui să o aibă. În concluzie, noi suntem pregătiți să-ți oferim tot ajutorul de care ai nevoie. Dar avem nevoie și de acceptul și de ajutorul tău. Ești pregătită?